Bombești, Livezeni, Agnita, Botorca, București, Pitești, Câmpina, Comarnic. Brigadieri de ieri și de azi au salutat cu entuziasm pe conducătorii de partid și de stat, sosiți la sărbătoarea celor două decenii de la inaugurarea primelor șantiere naționale de muncă voluntară. Două generații și-au afirmat cu însuflețire idealurile de muncă și creație, legământul de a răspunde întotdeauna prezent la chemarea partidului. Prelungi ștafeta înaintașilor, a spus tovarășul Ion Iliescu, prim secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, generația de azi este hotărâtă să o poarte demn mai departe, să se arate vrednică de încrederea și grija ce îi se acordă, să-și dăruiască tot elanul și energia în făptuirii politicii partidului, idealurilor scumpe ale poporului nostru. Dând o înaltă apreciere muncii rotnice și entuziaste a tineretului, încorporată organic la temelia a tot ce construim, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: nu trebuie să uitați niciodată că sunteți fii unui popor care a devenit liber, stăpân pe destinele sale, a unui popor care niciodată n-a îngenunchiat și care e hotărât să lupte pentru victoria comunismului alături de toate țările socialiste, care merge cot la cot cu toate popoarele spre progresul vieții pe planeta noastră. Vibrante ovații au exprimat dragostea și recunoștința tineretului pentru grija cu care partidul îi călăuzește pașii, educându-l în spiritul iubirii de țară, al răspunderii pentru destinele și fericirea ei.